În acest episod, Vlados împreună cu tatăl său strict Cornel au venit la Vați Ascunsele. Ei bine, dacă vă place această serie cu tatăl strict, care este foarte ciudat, după cum îl puteți vedea aici, a uitat să puțin ce față are, dați acolo cât mai multe like-uri și scrieți-mi în comentarii dacă vreți să continuăm această serie. Ei bine, noi hai să trecem la... videoclip. Bă, Vlados, iată unde am adus la Vați Ascunsele, a fi antenă. Bine, pe ce să mă joc cu asta, cu mama ta când eram copii mici, cu prietenii mei, cu dragi, fi antenă. Stai puțin, tată, Cornel, cum adică tu te cunoști cu mama mea de când eram copii mici? Da, pe fi antenă. Și stai puțin, m-ai adus la Vați Ascunsele, ne jucăm Vați Ascunsele, tată, cum ai făcut așa ceva? Cum ai adus pe mine aici? Am proper. Aba, hai să jucăm, hai să jucăm. Ce ești tu, tată, doamne, tată, te comporți ca un copil, adică cine e copilul? Eu sunt sau tu ești copilul? Cine e copilul? Așa și ce aici? O, tată, și eu mă ascund, mamă, tată, cât de tare, cât de frumos, mamă, frate. Uitați-vă aici, cât de frumos, cât de genial e. Ia unde să putem și noi să ne ascundem. Practic, dacă suntem în seria cu Vlad și cu tatăl strict, practic este prima oară când venim noi aici. Ia mă, să vedem dacă putem să facem și ne jump-ul ăsta foarte frumos aici și să vedem dacă tatăl nostru ne va găsi sau nu. Ei bine, bă, tată, ce faci? Tată, unde ești? Tată, mă găsești, mă caut, ce faci, tată? Bă! Da. Eu mi-am câteva secunde și vin să te caut. Da, până atunci. Bă, eu până atunci o să mănânc tortul ăsta. Mănânci tort, tată, stai puțin și mie nu-mi dai tort. Ah, tată, m-am ascuns în cel mai genial loc, am găsit cel mai genial loc, tată, nu o să mă găsești absolut deloc. Vlătul s-a ascuns, tată, n-ai cum să mă găsești, atâta zic. Ok, deci vei antenă, pe mine mă cheamă Corneluț, care este problema? Tata ta Cornela, tatăl tău Cornela, așa, doamne, ce? Doamne, tată, te comporți ca un copil, mai rău decât un copil, tată, că cum, tată, îmi vine, adică trebuie să te certi eu pe tine sau tu mă ceri pe mine, tată, sunt, doamne, tată, tu singur ești tatăl meu sau tu ești copilul și eu sunt tatăl? Deci ai întrebat, bă, Vlados, după asta vreau ca tu să-ți faci temele, ok? Ok? Da, ai înțeles? Da, da, teme, ce teme, că n-am fost niciodată la școală, tată, cum adică? Unde mi-a fost, bă, Vlados, că nu mi-a zis că te spar, bă, bă, s-a dus și care, ai înțeles? Da, am înțeles, 100% te înțeleg, tată, că la cum vorbești ai numai prune din alea în gură, nu înțeleg, mănânci, prune, vișine, ce mănânci tu, dai, nu te auzi cum trebuie. Bă, nu contează, Vlados, dar eu să-i găsesc. Vlados, da, nu o să mă găsești, Vlados, Cornel, ce faci, tată, unde ești, tată, ce cauți pe acolo, pe unde s-ar tu, că nu te văd. Bă, da, cum adică, băi, băi, hec, băi. Tata, sunt într-un loc ascuns, gen, am intrat printr-un perete ceva. Pe bune? Da, tata, nu sunt pe unde sărai tu, că eu te văd pe tine, sunt în apropiere, îți dau un hint. Tu dacă sărai acolo, eram undeva prin dreapta ta. Da, tu ești, taci din gură. Da, pe așa e, nu? Da, taci din gură. Ok, tac din gură, tac din gură, aici stau 230 de secunde, mai am și o să nu, să mă găsești absolut rău. Bă, tata, ce vă spun, ești mai rău decât te-ai amici. Adică, tu te dădeai mare jucător de față ascuns, că te-ai jucat cu mama când erai copii mici, că te-ai jucat cu toți prietenii tăi, că te-ai jucat cu toată lumea și tu nu știi să mă găsești, nu? Da. Păi da, ești cel mai bun jucător, ce să mai? Da, dar acum tac din gură, înțeles? Păi da, tac din gură, tată, dar tu nu vorbești și tu așa, să ce facem aici, lăsăm liniște de plină, păi dacă las liniște de plină, n-ai cum să mă găsești niciodată. Asta la malecu, tac din gură, tac din gură, asta la malecu, tac din gură. Da, ce înseamnă, ce vorbești acolo, ce limbi mai cunoști tu, de unde știi tata atâtea limbi? Am învățat eu, frate, că bă, eu sunt mai mare ca tine, înțeles, copile? Da, ești mai mare, câți ani ai tu, tată? 7000 de ani? Da. Ah, ok, tată, foarte clasic. Dar tată, tu unde te-ai dus acum? Că nu te mai văd, eu stau acolo, stau liniștit, tu nu mai vii, ce tu mai faci? Eu încerc să te caut, tu ce faci? Eu ce să fac? Eu stau aici să mă găsești, că ești cam fraier, tată, tu nu știi prea nimic, practic. Gata, scuze, tată, ia mă, și tată, ce faci? Ia, unde te duci, mă, tată, tu acolo? Că nu te văd, ce tu faci acolo? Unde vrei să sar tu? Nu este o treabă tău. Tată, ce vorbești acolo? Nu, am primit un arc, tată, tu știi ce e la un arc? Uite, dacă ies așa și ne uităm în partea asta, tată, nu o să... Ce faci, tată, acolo? Unde vrei încerci tu tot să sar? Că nu te înțeleg, adică vrei să sar pe... Tată? Ce? Unde ești? Unde te-ai dus, tată? Tată, unde ești? Tată, te gaut, tată. Tată, unde ești? Tată, unde te-ai dus, tată? Nu știu. Eu, tată, nu știu, sunt pe undeva ascuns, m-am ascuns undeva într-un loc super tare. Tu unde ești? Eu te caut. Păi da, mă caut, ți-am zis un indiciu acolo mai devreme, tată, dar tu nu mai știi indiciu? Nu. Păi da, ți-am zis că sunt undeva pe deasupra. Ok, nu-mi pasă. A, nu-ți pasă, tată, te compari mai rău decât te-ai amici. Păi tu ești, tată, sau ce mai ești, tată, aici? Deci, tatăl strict sau ce mai ești tu? Că nu te înțeleg, parcă până acum erai rău cu mine, acum ce mai? Ai dat în copilărie de când ai venit aici la Vați Ascunsele, ești copil, nu? Bă, fii antenă, Vlados, dă-mi 3 secunde, 3, 2, 1! Mamă, bă, ce-mi place jocul ăsta foarte mult, mi-am tins de nu mai știu. Da, ți-amintește de nu mai știi, tată, ești foarte slab, ce să zic? Mă, că acum trebuie să mă pun eu să te ascund, să te caut, că tu nu știi, tată, să te joci, măcar așa, dacă te ascunzi, poate o să știi și tu ceva să faci, adică pe bune, tată, adică măcar asta, dar pune-te și tu acolo ca seeker sau ca hider, ca dora, să te ascunzi așa foarte frumos.
și acum eu stau aici și te aștept, tată, ce să mai dau? Dacă nici... Tată? Tată, tu ești cântăresc cumva? Dar stai puțin, tată, că eu nu știu ce lucrezi. Tu ce lucrezi? Eu sunt... Deci fie antenă... Da, fiule, vreau să zic că eu repar mașini, ok? A, repar mașini și cu cântatul ăsta nu faci nimic? V-am văzut că ai o voce foarte tare, tată. Nu te apuci tu de cântat de ceva? Da, am înțeles. Ok, tată. Bă, ce să mai zic, tată, că atâta nu mai am nimic de zis, te aștept, dar dacă nici acum nu știu, dacă nici acum nici să te ascult, n-o să știi, tată, nu știu, mie cam așa că nu prea te descurci, am văzut, nu știi să sari acolo, eu dacă rămâneam acolo, tu nu mă găseai, tată. Bă, tași, mă, din gură, fii antenă, dacă tu acum mă găsești, o să-ți iau calculatorul, bă, și fără Fortnite, fără Brawl Stars, fără Roblox, fără nimic, ai înțeles? Cum adică, tată, cum adică, adică ce, tu mi-ai calculatorul, dacă te găsești, pe ce înseamnă asta, tată, adică, păi ai zis să ne jucăm aici, nu ne jucăm, asta nu e joacă, sau ce e aici, că nu te înțeleg, tată, cum adică să mi-ai calculatorul dacă te găsești? E, nu pasă, ai înțeles? Hai! Da, tata, că tu ești de ăsta, tata, mamă, gata, acum mi-e frică de tine, adică tu ești, zic, cum să mai numește, mă, tata, tu ești de ăsta, mă, cum să mai numește, mă, ești ofticat tu așa de fel, nu? Bă, tași, mă, rău! Ok, păi da, eu știu unde te-ai ascuns tu, adică, pa bune, dacă vine în partea asta, fii atent, cam așa presimțire, că te-ai ascuns tu pe undeva, pe aici, am o presimțire așa, că știi tu, că tu ești așa, tata, tu, ți-ți place să copiezi lumea, știi unde te-ai ascuns tu, deci fii atent, tata, acum vin după tine, gata, am venit după tine, unde ești, unde? A, nu ești aici, interesant cum nu ești aici. Ce zici, mă, ce zici? Bă, tata, tu faci cam urât, adică așa face un tata, tu mi se pare, da, tu când vii aici la față ascunsă, tata, uzi de toate problemele și acum ești dăsă, sau ce ești tu acum? E, nu contează, ce fraier ești, iau-te, ce s-a arătat că ai căzut, bă, unde ești acum? Păi eu, unde să fiu? Eu sunt pe undeva pe aici, dar nu știu unde sunt, unde ești? Eu te-am pierdut! Băi, da, cum adică m-ai pierdut tu, că eu te calm pe tine, cum adică? Da, până mă cauți tu, eu să dorm. Da. Da, ok, deci tată, practic, tată, strict s-a luat. Hai bă, că tată ăsta strict ăsta nu mai e niciun tact strict. Adică uitați-vă cum să joacă el. Adică dacă îmi stai tată strict, scrieți-mi acolo. Că pe bune, ăsta nu e niciun... Bă, copile, tăi zi și gata, mai înțeles? Că da, bă, fii antre, dacă pierzi runda asta, tu nu mai voi să joci cu prietenul tău ăla, Gheorghe, 10 ani, ok? Nu mai voi să mai joc cu Gheorghe 10 ani? Cum adică dacă pierd runda asta? A, păi te găsesc, mă, tată, stai tu liniște, păi stai puțin. Păi, deci tu, și dacă te găsești și dacă nu te găsești, tot mi se întâmplă ceva rău, păi de ce? Păi fii antre, că așa nu ți-am spus acum, gata, hai! Hai, schimbirino, top, yes, stai, bă, dar tu, tată, unde te-ai ascuns? Adică, pe bună, dă-mi și mie așa un indice că mai sunt 150 de secunde, adică, oricum, eu dacă practic după tine, că tu ești așa, eu, și dacă găștig și dacă nu te găsesc, tot rău mie. Eu văd ceva negru. Băi, da, negru e cam peste tot pe aici, dacă stau să mă uit așa din jur împrejur, adică toți pereții prin părțile alea sunt negre, adică ce... Ce-ar putea să fie altceva, că nu te gândi, adică m-am dus prin toate locurile și nu știu unde ești, nu te-ai ascuns. Am fi întâlnit, eu sunt lângă ceva negru, Da, aaa, ia fi atent, că știe unde te-ai ascuns, mă, tată, că cam slab așa de fel, nu știi, mă, bă, ce trebuie să recunosc, că tu chiar nu știi să te joci, față ascuns, adică ești cam slab așa. Bă, tași, față, ceva, bă, Maricica, copilul nu trăiesc că m-a făcut fraier, deci fii antenă, eu zic să-l pedepsi Maricico. Am înțeles, tata, așa, stai bă, așa o cheam pe mama Maricica? Da, bă, da, dar tu unde te-ai scuzat, că nu te găsesc, adică te-ai încotat peste tot, nicăieri nu ești, adică pe bune, unde ești, ce folosești tu, unde te-ai ascuns, că gen pe bune, nu înțeleg, te-am căutat prin absolut orice loc și nu ești nicăieri. Bă, ești prost? Păi, dar unde ești? Bă, deși ai trecut pe lângă mine de 6 ori, ce îmi place jocul ăsta. Pe mine mă cheamă Cornel, care este Nela? Cornel, cel mai dordel. Da, ok. Bă, tata, mai sunt 30 de secunde, am pe bune, spune-mi unde ești, că nu te găsesc, adică nu e frumos așa, adică ce tot faci? Ehe, bă, dar tu unde ești, frate? Ai trebuit plângă de 7 ori, bă, tata, caută-mă, eu nene! Sunt pe undeva pe jos, tata, adică nu mai... Aolo, mamă, nu cred că mai pot să mai ajung, tata, sunt undeva, văd negru, tu ce zici că vezi? Ce vezi, negru, ce vezi tu pe acolo? Eu sunt lângă negru, am căzut, cum adică ai căzut, cum adică ai căzut, pentru asta tu nu mai ai voie să joci pe calculator 10 ani, hai, pa! Cum adică 10 ani, cum adică 10 ani, o să fiu, cum adică 10 ani, cum o să fiu...
Hai mă, tată, dar pe bune trebuia să plecăm de acolo de la Vați Ascunselea să vinim acum din nou acasă, că vreau și eu, era rândul meu să mă ascund și eu, adică pe bune, mă, nu mai puteam să ne mai șcăm măcar o rândă, ce te-ai supărat așa? Bă, copile, dar tu îți permis să comentezi la mine? Bă, după ce că ți-am zis, frate, mă, sunt foarte nervos, frate, după ce că ți-am zis să nu mă cauți, să nu mă prins, de ce mi-ai prins azi? Cum, adică de ce te-am prins, tată? Vorbește și tu ca lumea, în primul rând te bulbi așa de mult pentru că n-ai dreptate, tu nu vezi, ești ofticat, tată, ăsta e adevărul, tu ești ofticat. Sigur, fii atent, pentru asta că m-ai supărat, eu nu te mai las 10 ani pe calculator, ok? Da, așa, nu-i mergi niciodată asta, așa, și de ce să nu mă mai joc? Ce are treaba? Adică dacă ne-am jucat acolo, nu ai zis să venim să mergem să ne jucăm? Gata, da, și hai că m-ai nervat, hai, pa! Da, ce? De ce? Tu nu mai aveai pe calculator și tu nu mai aveai ok? Tu nu mai aveai să zici că ok? Hai, că bine, gata, nu te bine, gata, lasă-mă, că deja nu te mai înțeleg, gata, hai, hai că m-ai supărat, gata, lasă-mă, bă, frate, ce să mă înțeleg, mă, cu tatăl ăsta, adică, mă, și tot țipe așa, mamă, și zice de mine că fac algie, că fac toate chestiile astea, mă, frate, deja nu se mai poate, adică, pe bune, mi se pare foarte enervant. Haolo, bă, acum ce să mai și fac? Bă, uitați-vă puțin, că mi-a spart și geamul aici, încă a rămas geamul așa și cred că și sus acolo la calculator. Dar mi-a zis că nu mai am voie, 10 ani la calculator, ce mă fac acum că nu mai am voie? Dar lasă, că vede, lasă că mă duc eu tip acolo, dar în fine, hai să mă pun și eu acum, mă duc eu noaptea acolo, acum vreau să mă pun și eu, să mai exersez la pianul ăsta, să mai cânt, că altceva n-am ce să mai fac, deja m-a enervat super, adică pe bune, am vrut și eu să fac ceva, măcar exersez și eu aici la pian. Măcar asta să fac și eu, pentru că mie chiar îmi place pianul, chiar vreau să devin mare, să fiu pianist, să fac astea cu toate. Da, bă, vreau să fie, bă, dar o secundă nu poți să te potolești, frate, o secundă, bă, dar termin-o. Acum și cu pianul ăsta, frate, bă, lasă-mă să mă nisesc, ok? N-avei pe pian, n-avei pe televizor. Ce, nu te înțeleg, cum, de ce ai venit tata la mine? Pentru că te joci la pian, fii. Eu nu am la pian, eu exersez la pian, asta nu e o joacă, asta cu asta pot să devin pianist, să fac bani din asta. Nu pasă, nu, este doar o prostie, ok, fiantele? Mie nu-mi pasă, tu nu mai vei la pian și tu nu ai vei sus la pictura asta, ok? Tu nu ai vei sus la pictura asta. Tu doar să stai în pat și o să dormi că ești pe ești, ai înțeles? Da, uite ce mi-ai făcut, mi-ai spart geamul, mă lași așa să stau aici în frig, adică pe bune? Da, și poate și pentru asta, uite, pentru asta o să fac așa. Da, bine, bravo, ai mai mulți bani de dat, tată, ai gândit-o foarte mult, în fine, bine, hai, gata, lasă-mă, nu mai vei să mai fac nimic, frate, în casa asta, deja nu se mai poate, adică pe bune, ce să mai fac și eu, mă pun și eu aici să dorm, mă liniștesc, vedem la noapte, poate la noapte mă pun aici să dorm pe zi, pentru că la noapte vreau să mă joc la calculator, când tatăl meu o să doarmă și o să pot să mă joc la calculator, că altfel nu pot să mă joc, mă, dar cine poate, mă, poate, mă, cineva la ușă, nu e nimeni, dar nu înțeleg ce sau de soneria aia, în fine, să iei de la tatăl meu de acolo, mamă, deja s-a făcut și noapte, mamă, mă pun puțin în pat, așa ca și cu, să mă liniștesc și eu puțin aici, că deja nu mai poate, frate, deja a fost o zi grea, sincer, și deja mă enervează, sincer, dar gata, hai să mergem acum, vreau să mă duc și frumos la calculator, să uităm dacă putem să intrăm, deci mergem așa, așa, mamă, și fiți atenți că tatăl meu a făcut și a pus ușa la un loc. Nu te crezi. S-ar putea să audă ușa, pentru că era ușire, știți cum era, ușa mai în față, ușa mai în spate și puteam să intru printre alea, mă, frate. Ce mă fac acum? Sper să n-audă ușa asta, că dacă aude, e cam n-aș să... Da, tată? Tu, ce faci așa, băi, nesimțutele? Stai puțin, tată, nu, s-a auzit soneria și nu era nimeni, mă gândeam că mi-era frică. Ok. Da, ok. Haolo, frate, nu știu ce să mă mai fac. Poate fi adormit acum cel puțin. Ia să mă duc acum repede pe calculator să mă joc și eu, frate. Da, am și eu chef să mă joc pe calculator, că nu m-am mișcat de mult. Hai să mergem încet aici, tip, să nu ne audă, să vedem în partea asta, să vedem. Mamă, deci chiar doamne, bă, ce? Bă, cum a căzut porcul ăsta acolo din amântru? Ce se întâmplă? Bă, frate, ok, deci e bine că e porcul ăsta aici. Ca și cum porcul a deschis ușa, mi-a zis, acolo la calculator, gata, mă, frate, pot să mă joc și pe calculator să mă joc la asta. Da, uitați să puțin, mă, frate, geamul ăsta și-a rămas aici. Bă, porchi, dar tu ce faci așa, porchi? Mi-ai deschis ușa? Hai, porchi, pleacă, bine, bă, porchi, mamă, sunt foarte obosit. Mamă, tatăl meu, să faci și de-astea, faci, doamne, faci și pârțuri și de-astea, nu mai vine să mai fac nimic. Bă, cred că vine, stai să mă ascund. Bă, de ce cred că l-am auzit? Mamă, stai că stau aici ascund, sper să nu mă vadă. Mi s-a părut mie? Cred că mi s-a părut. Hai că mă pun și eu de la calculator să mă văd liniștit aici, să intră. Hai că și-o te iubesc, porchi, dacă ne gândi crești, te tai. Ce faci, mă, la vorbește cu porcul, ce faci aici? Uitați, bă, a, nu-i nimeni, credeam eu, bă, ia să văd cât e ora, ia să-mi spune cea.
Bă, eu era două băie, ia fi antena, dar dacă tu doar mi-e prostul ăla de filmul, ia să mă joc în Fortnite, hihihi, dă-i full box, 200, easy, bă, ce-mi place jocul ăsta, Porky, bă, Porky, dar ce faci, bă, Porky, bă, Porky, bine? Mamă, ce-mi place setup-ul ăsta, e foarte bun, ia, să nu ceap, eu sunt tatăl lui Vlad, sunt Cornel, ce faceți, fi antena, eu n-am plinit, bă, pe, ce Porky, acolo, ce-i, aia, ce aici? Dar e nimic, asta e, ia închid live-ul și mă pune ce, ce aici, nu-i nimic aici, ce aici, nu, bă, Porky, ce faci, ce Porky, e cineva aici, ia, iartă-l aici, unde aici, unde, că nu-i, Porky, unde-i, bă, Porky, îmi pare rău, jap, îmi iau, sarbește, tai, haia, mă, ce frică mi-e aici, mă, să plece mai repede odată, că nu pot să mai stau nimeni, nu mai pot să mai fac, ia. Gata, a plecat, mamă, ce bine că a plecat, bine că nu m-a văzut, m-am ascuns aici sub masă, mă, frate, bine că nu m-a văzut, mă, frate, că mă dădeată gol Porky, mă, frate, bine că și la, nu mai e Porky aici, e bine, foarte bine, s-a pus la somn, gata, pot să mă pun și eu liniștit, dacă m-a stat, mă, și-a plecat, mă, deci s-a făcut și zi, frate, doamne, s-a făcut și zi, hai că mă joc acum pe calculator foarte frumos, ia, mă, să mă ieșe pe la niște videoclipuri din astea. Uite cum e, bă, cum e videoclipul ăsta cu cățelul ăsta și cu porcul, mamă, cât de tare e videoclipul ăsta. Doamne, nu vreau să cred așa ceva. Bă, copile, dar tu ce faci aici, ai unde, ieși zi, frate. Tata, voiam să mă uit aici dacă ai făcut geamul, dacă s-a reparat geamul. Bă, copile, fii antenă, pe mine să nu mă mișc că eu știu ce așa făcut. Mi-a zis mie Porky. Ce e Porky? E, uite, porcul ăsta e Porky. Păi a apărut acolo, uite, așa ieși, nu-i te place, nu-i te place, că te fără, mă duc repede la mine în cameră. Acum lasă-mi, doamne, aolo, ce zi am avut, ce zi obositoare și ce nașpa, că n-am putut să mă joc și în fața ascunsului așa cum ar fi trebuit, frate. Ce înseamnă mie? Ce, vreau și să mă odihnesc. Bă, taci, vreau, frate, acum am zis 10 flotări, hai, acum e. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi. We'll be right back.